Ascultă ce adevărește Domnul prin Duhul Sfânt poporul meu. Cuvântul meu să-l adun în inima ta, zice Domnul, așa cum o furnică adună, zice Domnul, pentru vremurile grele. Aleargă, zice Domnul, și zboară, zice Domnul, încredințat, zice Domnul, ca o albină, egopio foregrado fal, căutând, da, rană care vine din cer. Te zavrofio de gano foregrat, căci mai este o vreme scurtă de îndurat. Și iată, melagopio foregrado viet, de la jumătatea anului viitor, se vor zgudui temeliile, împărățile se vor clătina sub văzul oamenilor. Și paragorul paradio de stemene gadobar, și lacrimile vor brăzda obraj mulți, zice Domnul. Însă pentru tine eu să fiu adăpost, vreau. Filagano bio de semen, pune-ți nădejdea în mine, și nu lucruri pieritoare, căci iată mesarogobie fologanio de velait, pe masa oamenilor de știință, stă hotărâri noi, zice Domnul, care nu sunt cunoscute de tine și care la uzul lor îți vor aduce multă întristare și îți vor lua pacea din inimă. Dar îți spun astăzi, nu trebuie să te temi, căci iată eu, Domnul, voi întări, voi binecuvânta, și în vreme de strâmtorare voi purta de grijă, zice Domnul. Scamino me la dago piete vorograt. Ți-am vorbit când într-un fel, când în altul, zice Domnul. Te-am înștiințat de vremurile ce au să vină. Te-am înștiințat că trebuie să schimbi starea ta. Să te lupți cu euul tău, poporule. Venobio forograno de scanabio glofaragat. Să te uiți în Scriptură, zice Domnul, și să înțelegi, căci numai dacă trăiești, zice Domnul, cuvântul meu, vei avea viață. Fanabio probedengado felobie. Da, vreau să-ți întăresc inima, zice Domnul, prin credință. Vreau să-ți leg rana și vreau, spune Domnul, să te ajut să treci de încercări. Sanabio brodere canobie falat. Însă unii vor trece prin cuptor, pe alții vor duce acasă. Egobio tinagado velobie fac, pentru că așa am hotărât, zice Domnul. Aceasta este o hotărâre de curând luată în împărăția tatălui meu. Efar domenabio de semene gadovia. Dar iată, se vede o trezire mare, care se face atât de repede, în multe inimi, în multe locuri, per nobie fără gradovie semen, și aceasta va fi o urgentare a venirii mele, zice Domnul. Malaga, malaga, vovolie, brado zemen. Multe duhuri de boală, necunoscute de voi ca oameni, vin, zice Domnul. Dar cel ce va păstra altarul ridicat cu credință, cel ce va căuta să-și împlinească juruințele, cel ce se va încrede în mine, nu-i se va întâmpla nimic. Căci eu voi lupta, eu voi fi apărătorul, zice Domnul. Iată, unii se gândesc că vor trece din viață repede, dar ascultă și înțelege bine. Pregătește-ți inima, zice Domnul, căutând împărăția cerurilor. Și iată, în unele corturi voi intra în curând. Să mântuiesc, să salvez, zice Domnul. Și iată, menobro fornagado viet, oameni la care nu vă așteptați, să vă întoarce cu inima spre mine. Și voi veți spune, Domnul a vorbit și a împlinit. Iată că în seara aceasta te-am cântărit, poporule. De ce te lași clătinat cu ușurință? Nu ți-am vorbit la vreme? Nu te-am povățuit eu pe cărări drepte din pricina numelui meu? Nu te-am dus la pășun, zice Domnul. Nu ți-am dat apă din stâncă. O, pe nabla cobira malagado viesemen. Dar totuși tu te cobori. Da, spre groapa întristării și a îndoielii. Iată că la unii vrășmașul în ziua de astăzi le-a șoptit
și le-a vorbit la nivel de cuget. De novio fore grado falubie, căci eu Domnul nu iert. Ascultă, da, eu sunt gata să te iert. Tu trebuie să iubești, trebuie să te mărturisești, căci unii țineți unele lucruri ascunse, în care iată menobio fore grad, nu găsiți pacea și spuneți că e bine, dar este o nădejde înșelătoare, zice Domnul. Spune tot ceea ce ai în lăuntru inimii tale, ca să fii binecuvântat, căci eu, Domnul, vreau să fiu cu tine în orice zi.